Toate cele patru proiecte aflate pe ordinea de zi au trecut cu unanimitate de voturi. Unul dintre ele prevede reabilitarea acoperișului la Piața Mircea. În prezent, aproape 60% din suprafața acestuia este deteriorată. Drept urmare, a fost alocată suma de 200.000 de lei pentru reparații. Totodată, în aceeași ședință, a fost aprobată și sprijinirea financiară a unor cazuri sociale. Am avut o rectificare bugetară, s-au mai acordat ceva bani pentru cazurile sociale și au fost demutat niște bani pentru proiecte care au fost începute. S-a rectificat și bugetul de la piață, pentru că acolo urmează o lucrare de investiții și trebuiau prevăzuți niște bani. Să acoperim să nu mai plouă acolo, deci să putem să refacem acoperișul, să nu mai plouă în Piața Mircea, în modulul, primul modul care a fost făcut. Pentru că ați văzut, acolo a început să plouă și de asta acolo trebuie să facem să fie bine. Pe ordinea de zi s-a aflat și modificarea actului constitutiv și al statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritatea Mehedinți. Pentru a face o modificare la statutul Asociației Intercomunitare de Deșeuri Mehedinți. Era nevoie de un amendament făcut la statut pentru a putea merge mai departe în demararea procedurii pentru semnarea contractului de finanțare. În cadrul ședinței extraordinare a fost ales și președintele de ședință al Consiliului Local. Cornelia Doinea, din partea Partidului Democrat Liberal, va îndeplini această funcție timp de 3 luni. Va conduce ședințele Consiliului și va semna hotărârile adoptate de acesta.